Nu pot decât să spun că mă bucur enorm de mult, deci chiar nu sunt niște glume sau niște flatări așa goale, pentru că nu prea știu să mint. Dar mă bucur că sunt împreună cu voi aici și nu știu, al treilea an este sau... În familia aceasta a Bisericii Logos, împreună cu Adina, ne bucurăm că... Nou legământ, iertați-mă. Știi cât am ținut să zic nou legământ și mi-a venit Logos, dar nu știu ce. Cred că am Logosul deschis. Iertare, iertare, nou legământ. De ce mă bucur? Pentru că în dimineața asta am avut o revelație în timp ce stăteam la voi aici. Cred că sunteți printre puținele biserici în care bărbații nu au abandonat lupta. Și stăteam aici și mă uitam, nu că nu mi-ar fi plăcut să fie și fetele și surorile, dar stăteam și mă uitam, uite niște bărbați, niște preoți care au luat, cum se zice, taurul de coarne, nu lasă slujirea pe copii și pe femei, sunt aici, își asumă și asta este un lucru extraordinar, pentru că trăim, dragii mei, într-o generație care este înșelată. Trăim într-o generație care, din păcate, da, e condusă de femei la ora actuală. Vedeți... Zile trecute, Ursula asta de la Parlamentul European vrea 24 de femei în Comisia Europeană. Nu vrea niciun bărbat. Asta ce vă spune vouă? Că Duhul ăsta izabelic, da? Izabelic din Vechiul Testament lucrează mai mult ca niciodată în această eră, da? În structuri. Nu că femeia nu e importantă, nu că femeia nu are darul, nu că femeia nu are locul ei. Știm locul ei. Dar în biserică, Scriptura spune clar că guvernarea, conducerea, și predicarea cuvântului stă pe umerii bărbaților și îmi place că și în domeniul ăsta laudei, laudele Domnului sunt duse de bărbați și împreună cu sorurile să laudăm pe Domnul. Pentru mine asta e o minune, vă spun, vă felicit, Domnul să vă binecuvânteze. Eu plec de aici deja binecuvântat și nici n-am început. Sunteți binecuvântați? Tema pe care am propus-o lui Alex și păstorilor voștri aici a fost tema zilelor din urmă, generației din urmă. De ce? Pentru că le trăim. Și când vorbim despre generația din urmă, vremurile acestea, așa cum spune Domnul Hristos, aș vrea să pornesc de la El, pentru că El e temelia, El este adevărul, El este cuvântul. În Matei, capitolul 24, am aici câteva versete cu care o să încep. Slavă Domnului, le-am, mersi. Mulțumesc, mulțumesc, că mai bine sunt cu mâna, mersi. Okay. Eu nu pun... Ridicăm un pic mai sus ăla. Nu, mă ajut, este ok. Spune Scriptura așa și aș vrea să vă citesc. Matei 24, cu versetul 4. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Dacă o să vedeți în capitolul 24, sunt mai multe lucruri pe care Domnul Hristos le spune. Vorbește de cutremure, de războaie, de împărați, de părății care se ridică. Dar un fir roșu care trece de la un cap la altul este înșelarea. De 4 ori Domnul Hristos spune băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cu alte cuvinte, mântuirea a fost opera Domnului Iisus Hristos în totalitate. Dar treaba noastră este să continuăm procesul ăsta de sfințire. Îmi spunea ceva, cineva odată zice, da, lucrarea lui Hristos pe cruce s-a sfârșit, e adevărat, fratele meu, dar lucrarea Duhului Sfânt în viața ta doar ce a început. Regenerarea și procesul de sfințenie este un proces de o viață întreagă. Și în procesul ăsta Domnul Hristos ne spune, aveți grijă să nu vă înșele cineva, versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, nu pe puțini. Din pricina mulțimii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Spune Domnul aici că vor exista momente în care se vor scula oameni care vor pretinde că au revelația, care vor pretinde adevărul, care vor pretinde că ei știu cel mai bine. Lasă-i pe ăștia care au fost până la noi. Noi am ajuns acum pe piață și vom răsturna pământul. Noi suntem oamenii trezirii. Noi vom aduce și vom face ce generații la rând n-au făcut. Când o să auzi asta, fugi cât poți de tare. Pentru că Domnul Hristos nu lucrează așa, nu ridică o generație și dă la gunoi celelalte generații. El construiește generație peste generație. Spunea Martin Luther studenților lui, voi nu vedeți mai departe pentru că sunteți mai înalți ca noi. Ci vedeți mai departe pentru că stați pe umerii noștri și noi stăm pe umerii celor dinaintea noastră. De asta Domnul Hristos ne avertizează, 24, versetul 24 spune Scriptura aici, că se vor scula Hristoși mincinoși, vedeți, și proroci mincinoși. Vedeți că minciuna și înșelăciunea sunt una lângă alta în Scriptură. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință. Chiar și pe cei lăudați să fie Domnul, că ne spune Domnul aici să ne ferim. De asta spune Scriptura, ca să fim atenți, să veghem. Și Domnul ne spune, vegheați, vegheați, vegheați. Și aș mai vrea să citesc din capitolul 7 câteva versete. După aceea
Spune Scriptura în capitolul 7 cu 15, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar mai pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi veți cunoaște după? Roade. Nu după cântece, nu după biserici mari, nu după predici, nu după... Roade. După ce? Roade. După roade. Păi atunci când tu guști un măr, ce zici? Când iei o prună și o mănânci și nu-i coaptă, sau o zarză, aveți zarzere pe aici prin zonă, știi ce sale a zarză? Zarză, așa. Și e necoaptă, corcoduș, acest... Acră, e acrită. Da, sau mănânci una care i-a trecut vremea. Îl vei cunoaște după rod. Vezi tu, când te întâlnești cu astfel de persoane, la exterior impresionează enorm. Pare că lumea e la picioarele lor. Da? Diplome, cunoștință, arătări miraculoase. Dar când te uiți la roadă, roada nu dă cu Scriptura. N-au roada Duhului Sfânt. Îi veți cunoaște după roade. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune. Dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Reia Hristos versetul 20, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Dragii mei, credeți-mă, am venit la voi cu bucurie. Sincer, mă întorc la voi cu bucurie, dar mă întorc și cu îngrijorare. Pentru că în călătoriile pe care le fac și călătoresc destul de mult, cum ați călătorit și voi, că astea sunt anii tinereții, trebuie să slujești pe Domnul și trebuie să alegi cu toată puterea ta, că nu știi ce zile vin, întâlnesc enorm de mulți oameni înșelați. În ultimii ani, văd din ce în ce mai mult decepția. Eu, unul care vin din decepție, vin din amăgire, născut în ghilimele, cum îmi place mie să zic, păcătos neortodox, da? Închinându-mă la sfinți, închinându-mă la oase, ajungând din Iași, din Moldova, într-o zonă a României unde se practica ocultul în Oltenia, acolo am văzut puterea satanei la lucru și am fost atât de confuz când m-am întors că nu știam stânga de dreapta, am doream să știu adevărul și calea cea dreaptă, însă nu o cunoșteam, ba mai mult credeam că sunt pe ea. Și cu cât înaintez în vârstă, îmi dau seama că biserica creștină, biserica evanghelică, la asta mă refer, nu ortodoxă acum, evanghelică, indiferent de cultul din care faci parte sau ai venit sau ai cunoscut, este plină de amăgire. Întâlnesc frecvent oameni care mă întreabă în biserică ce zodie sunt. Oameni care citesc horoscopul și nu știu că își atrag blestem peste viața lor. Oameni care intră pe zeul Google și caută predicții financiare să le spună Google când să investească, în loc să-L întrebe pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care le știe pe toate. Da, sunt îngrijorat. Sunt multe crezuri false care nu sunt biblice. Dar întrebarea e ce să facem, cum să facem, cum să identificăm falsul? Pentru că falsul, decepția, este cuvântul care caracterizează vremurile din urmă, nu cutremurile, nu războaiele. Alea vor veni, alea sunt deja. Mântuitorul a spus în capitolul 24 că pe alocuri vor fi. Pe alocuri sunt deja. Dar cea mai mare lucrare a diavolului este decepția, înșelarea. E debusolare mare, descurajare mare, confuzie, frustrare, lipsă de roadă, dar pericolul cel mai mare care îl văd eu la pocăiții, păcăliți, este pierderea mântuirii. Pentru că ei cred că sunt cu Dumnezeu de mână, dacă încolo trăiesc la fel ca mai înainte. Eu le spun pocăiți, păcăliți. Dar mai există o categorie de oameni și vestea bună e că sunt biserici și sunt oameni care sunt pocăiți, predați. Așa cum spune Scriptura în Roman, capitolul 12. De aceea nu încap îndoială, cum spuneam, că trăim aceste vremuri și Scriptura ne avertizează de lepădarea de credință și alipirea de învățăturile dracilor. Și aș vrea să vă citesc câteva versete. Mi le-am notat aici, că știam că vântul o să mă joace împotriva mea azi. Dar Domnul e cu mine. Dar 1 Timotei 1 cu 2. Dar Duhul spune lămurit, cu alte cuvinte, fără nicio îndoială, că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni, iată, care vorbesc minciuni. Minciuna și înșelarea sunt una lângă alta. Însemnați cu fierul roșu însăși cugetul lor. De aia spune Scriptura că noi vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liber. Eu îți spun ceva, poți să te rogi, eu am participat la conferințe ani de zile și la tabere. Erau tineri pentru care ne rugam ani de ani. 7-8-10 ani și nu erau eliberați. De ce? Pentru că ei făceau din viața de credință un eveniment, pentru că în viața de credință este o umblare zilnică cu Dumnezeu. Amin. Amin. Și adevărul te eliberează. Degeaba să roagă Ion, degeaba să roagă Gheorghe pentru tine, degeaba să roagă Sani, dacă tu nu rămâi în adevăr, vei fi legat mai devreme sau mai târziu de tentacolele acestea ale satanei.
Fapte 20, 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi, lupi răpitori, care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru chiar oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. De ce? Care e scopul? Ca să atragă pe ucenici de partea lor. Ei nu vor ca Domnul Hristos să aibă ucenici. Ei vor ca ei să aibă fani. Mare diferență între fan și ucenici. Vreau să spun întrebarea astăzi. Ești fan sau ești ucenic? Eu l-ascult doar pe așa, că nu-mi place, dar l-ascult doar pe ăla. Și dacă moare ăla, ce faci? Cu cine rămâi? Trebuie să fii ucenicul Domnului Hristos și al cuvântului, student al cuvântului lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Iată că Pavel vede pericolul. Pavel vede pericolul și spune, aveți grijă să nu fiți înșelați. Există dragi care dau învățături oameni buni. Spunea un păstor odată, povestea, zice, un tânăr a venit și s-a pocăit la noi la biserică. Și la un moment dat a început să-mi spună despre anumite învățături. Nu le citise niciodată, nu le auzise niciodată de la nimeni, de la vreun om, dar spunea că o voce îmi spune asta și asta și asta și asta. Și zice, când l-am ascultat mai atent, erau învățăturile New Age. Dracu, învățăturile dracilor, duhurile astea care umblă, îl învățau pe acest tânăr care nu studiase niciodată acele lucruri. Dar pentru că păstorul era rădăcinat în cuvânt, a știut să taie cu sabia cuvântului, să discerne ce este adevărat și ce este fals. Și ăsta este de la un duh străin, nu-i de la Duhul lui Hristos. Pentru că Duhul Sfânt îți va aduce întotdeauna aminte de ce a zis Hristos. Amin. Te duce la cuvânt. Iisus Domnul spunea, intrați pe poarta acea strâmtă. De ce? Pentru că există o poartă largă și mulți sunt cei care merg pe ea. Chiar și mulți creștini în America, e o confuzie totală care vine și înspre România. Sunt atâtea evanghelii false care se propovăduiesc. Spune Scriptura, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Vor zice, Hristosul e acolo, 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 acolo. Să nu vă duceți, spunea Domnul Hristos, pentru că vor face chiar și semne mari și minuni. Dar dragul meu, spune Scriptura la fel despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Treaba noastră e dar să veghem, pentru că nu știm în ce zi va veni. Eu vă spun ceva. Când vedeți prorocii din ăștia pe internet sau pastori, predicatori care vă calculează vouă când va veni Domnul, să știți din start că e un proroc mincinos. Pentru că Scriptura spune clar că noi nu putem cunoaște ziua. Nu ne e descoperită, e doar în mâna lui Dumnezeu. Ce putem noi cunoaște sunt vremurile. Și Domnul Hristos spune, veți ști vremurile, vor fi cam vremurile lui noi. Deci vremurile le vom ști, dar nu vom cunoaște ziua. Aia e partea noastră. Însă spune Scriptura 2 Timotei 3, 4, de la 3 la 4, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Predici sfințenia, nu ești popular. Dacă predici prosperitate, ai fani. Spunea cineva, dă-mi frate și mie o prorocie, ceva de genul de asta, mai pozitiv puțin, zice că de câte ori te rogi pentru mine, numai cuvinte din Biblie îmi dai. Dar zic, da, eu ți-am dat de la Domnul. Zice, da, eu vreau de la Domnul de sus, nu îmi dai tu din Scripturi. Dar zic, ai de la Domnul de sus, e Scriptura, el o dat-o. Și nu, eu vreau de sus, direct de sus. Asta e de sus. N-ai înțeles, zice, cu tine n-am ce, ești căzut din ungere, gata, ești. Satan vine cu înșelare. Și care e înșelarea? Să ne abată de la devoțiunea sfântă față de Domnul Iisus Hristos și Scriptură. De ce spuneam că multe evanghelii au apărut în ultima vreme și aș vrea să mă opresc un pic asupra acestui subiect. Spunea Pavel, un alt duh, un alt Hristos, o altă evanghelie. Vă aduceți aminte? Spune Scriptura așa în 2 Corinteni 11. Și ăsta e versetul de la care vreau să pornesc mai departe. Pentru că am stabilit și ați văzut împreună din Scripturi că în vremurile din urmă înșelarea va fi la cote maxime. Satana se va ocupa special să înșele chiar și pe cei aleși. Nu va trimite îngeri din ăștia demonași, din ăștia mărunți. El însuși. Și noi știm că el este tatăl minciunii. Deci cu alte cuvinte, singura noastră armă împotriva acestui duh, acestui anticrist, acestui Lucifer, acestui înger căzut, este Sfânta Scriptură. Amin. Nu vom avea nicio șansă. Nu contează ce spune ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și al cui fan ești, al cui predicator ești fanul. Contează dacă știi cuvântul în ziua când va veni înșelătorul la tine. Dar mă tem, spunea Apostolul Pavel, după cum șarpele a amăgit pe Eva, unde a început amăgirea, oameni buni? Nu pe pământ, în cer. A început în inima lui, în inima acestui înger care a vrut să fie ca Dumnezeu, dar după aia s-a coborât și pe pământ.
A început încă de la Geneza, încă de la creație. Iată că Satana umblă cu amăgire încă de la creație. Cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască, atenție, un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt Duh pe care noi nu l-am primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oricum îl îngăduiți voi de bine. Un alt Iisus, un alt Duh, o altă Evanghelie? Am învățat din Scripturi că dacă reușește cineva să-mi propovădească un alt Iisus, deja mi-a adus un alt Duh și mi-a adus o altă Evanghelie. Mi-aduc aminte, în una din călătoriile noastre pe pământul ăsta, împreună cu soția mea, făceam parte dintr-o biserică care la un moment dat s-a conectat cu un pastor african. Și când s-a întors de acolo pastorul bisericii, pastorul principal al bisericii, eu fiind și eu în bordul bisericii, dar a început să ne spună despre un alt Iisus. Un Iisus care îți dă tot timpul numai bine, care nu te face să suferi niciodată, care vrea să fii top, care vrea să ai toți banii din lume, și asta era rugăciunea lor preferată, să vină banii din toată lumea în buzunarele noastre. Și am stat și am stat și am stat și am înțeles că e un duh de amăgire acolo. Venise un alt Iisus cu un alt duh și era o altă Evanghelie care se numea Evanghelia prosperității. În dimineața asta aș vrea să vă dau câteva tipuri de Evanghelii false și după aceea, în timpul care ne mai rămâne, să ne uităm la câteva semne, pentru că aș vrea să spui întrebările astea. Oare sunt și eu înșelat? Pentru că scopul meu aici este să ne încurajăm unul pe altul, să rămânem în Scripturi, să nu fim înșelați, să ajungem până la capăt, amin? O evanghelie falsă care am văzut-o eu de-a lungul timpului este evanghelia prosperității și confortului, în care tu ești chemat să ai doar binele pe pământ și nu trebuie să suferi niciodată. Ba mai mult, există vorba asta, nu primesc, tot ce e rău tu nu primești. Cumva Dumnezeu e obligat să-ți împlinească poftele. El devenind slujitorul nostru, un fel de Aladin cu lampa fermecată, care să te facă bogat repede. Și faci niște rugăciuni ritualistice și proclam ca toți banii din lumea asta să vină în buzunarele tale. E o evanghelie a prosperității, da? Wealth and health, îi zic americanii. Dumnezeu vrea să fii cel mai bogat. Dumnezeu vrea să fii cel mai sus. Dumnezeu vrea să fii cap și nu coadă. Sigur ești de asta? Hristos a promis poporului său că va fi cap și nu coadă, nu nouă. Și sunt cap și nu coadă. O altă evanghelie falsă este evanghelia justiției sociale. Dăm guverne jos, facem revoluție, schimbăm sistemul, ieșim în stradă, dăm cu ei de pământ. Dar era și un film, The Machine Gun Preacher, nu știu dacă l-ați văzut. Dar ăsta care a venit într-o biserică, eu nu am văzut filmul, dar am văzut câteva secvențe și a început să zic că Hristos nu are nevoie de oi, are nevoie de lupi care să muște din ăilalți lupi. Luați arma și faceți dreptate. Dragul meu, ăsta nu e modul lui Iisus Hristos. Când Domnul Hristos a venit pe pământ, nu a dat guvernul roman jos. N-a avut nicio treabă. El doar a prezentat o altă împărăție. A venit cu alternativa. Nu-i treaba ta să dai guvernul jos. Mi-aduc aminte câți pocăiți au ieșit în stradă să dea guvernul jos și m-au întrebat și pe mine, ce fasani, nu vii? Nu, pentru că nu este de la Domnul. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne răzvrătim, ci să ne supunem autorităților, să ne rugăm pentru ele. Dragul meu, iartă un alt Iisus, un Iisus justițiar care vine și calcă peste cel rău și... Dar ăsta nu-i Hristosul Scripturii, el a venit într-un duh blând și smerit. Un alt Hristos, o altă evanghelie falsă este evanghelia harului ieftin, care poate ajunge și pe aici, pe la... Poți să faci ce vrei, nu contează, este har, deci păcătuiește, pentru că nu contează. Standardele Bibliei nu contează, Sani, frate Sani. Frate Sani, vorbești prea mult de pocăință, așa mi s-a spus. Te rog frumos, când vii la noi, termină cu mesajele astea, vină cu ceva pozitiv, ne sperii oamenii, pleacă de la biserică, le vorbești de iad și de apocalipsă. Te rog frumos, de pocăință și de păcat și de apocalipsă, aici nu mai predici. Dar ce vreți voi să auziți? Totul e bine, tata ne iubește, e un fel de moș Crăciun, de bunic din ăla care nu contează cât păcătuiești, lasă că trece. Ăsta nu-i Hristosul Bibliei. Biblia spune că plata păcatului e moartea și spunea un pastor american pe care îl respect în anumită măsură, John MacArthur, spunea, noi n-ar trebui să fim încântați de păcatul pentru care a murit Hristos. O altă evanghelie falsă, un alt Hristos fals. Un Hristos ca un bunic din ăla care poți face orice, că așa cum spunea un pastor american de la Bethel Church, noi suntem grădinița lui Dumnezeu. Putem să ne dăm peste cap, putem să urlăm, putem să strigăm, ne jucăm cu mingile, dar, dragii mei, biserica nu e spital de nebuni. Biserica are un domn, are un capitan, are un cap și capul a vorbit prin Scriptură.
Vedeți altă evanghelie, prosperității, confortului, justiției sociale, harul ieftin. Dar mai e o evanghelie care am găsit-o. Și e și în România, evanghelia perfecțiunii și a show-ului total. Eu nu cânt dacă nu mă aud. Eu nu slujesc dacă nu am ce-mi trebuie. Eu nu fac dacă n-am condițiile. Eu nu vin la biserică când aveți aer condiționat. Eu nu vin pentru că nu-mi place cum se îmbracă ăla. Totul trebuie să fie țiplă. Acum, de curând, la Biserica Betania am predicat și era un frate în a doua bancă venind din ceva țară, din diaspora, și mi-a mărturisit săracul, zice, n-am putut să țin ochii deschiși, că ai fost o ispită pentru mine. Ai mâinicile suflecate. Zice, am stat numai cu ochii închiși și m-am rugat, sper că nu împotriva mea să nu pot să predic. Zice, nu, predica mi-a plăcut, hainele nu-mi plac. Dar zic, dar nu te supăra, zic câți ani, mi-a spus câți ani, uite, hai să spun ceva. Să știi că te iubesc și te respect, dar vreau să spun ceva, am nevoie de rugăciunile tale. Voi, generația mai în vârstă, rugați-vă pentru noi să ducem cuvântul mai departe. Nu vă mai uitați și ne judecați după țoalele de pe noi. Nu că trebuie să fie așa, că trebuie să fie așa, că trebuie să fie așa, că trebuie să fie așa. Dragul meu, Dumnezeu nu vrea perfecțiune, vreau să te șochez cu asta, vreau să te trezești. Am avut mulți care au slujit cu mine și au spus că dacă nu sună perfect, dacă nu zi perfect, dacă conferința nu-i, eu nu mai stau aici. Dumnezeu nu caută perfecțiune pentru că perfecțiunea noastră, zecele nostru, pentru el e zero, e ca o haină mânjită de sânge. Dumnezeu nu vrea the best. Asta e o minciună. Am descoperit-o prin Scripturi. Dumnezeu nu vrea the best. Dumnezeu vrea totul. Amin. Femeia care stătea la templu a avut doi bănuți săraca și zice că a dat... Când toți dădeau din the best, din ce avea mai bun, i-a dat din ce? Din sărăcia ei, din tot ce avea ca să trăiască. Și arunca bănuții și Domnul Iisus a zis, ia a dat cel mai mult. Vezi, Dumnezeu nu vrea doar punctele tale, tari, pentru că puterea lui Dumnezeu, cum zice Pavel, se manifestă în slăbiciune. Noi încercăm să ne ascundem slăbiciunile. Vrem să fim tari pentru cine? Dragul meu, vină ca un vas de lut spart și lasă-l pe Dumnezeu să strălucească prin tine. Amin? Evanghelia show-ului, da? Ține total de efortul noastre de a face ceva de calitate, frate Sani. Calitate. Pentru cine, frate? Mi-am luat amplificator. 5.000 de euro am dat pe el. Pentru cine, frate? Pentru Domnul. Adina îi spune, nu, l-ai luat pentru egoismul tău. Domnul n-are nevoie de amplificator de 5.000 de euro să se audă. Domnul te aude. Domnul îți ascultă inima. Domnul îți aude. Deja gândurile. Să impresioneze. Totul despre aparențe. Da? Media. Să fim acolo pe media. Neștiind cum este viața privată omul respectiv, această evanghelie, atenție, încurajează aparențele și duplicitatea. Căci rodul propriilor noastre strădanii, deci totul despre ce putem noi face. Dar Biblia spune că Dumnezeu n-are nevoie de faptele bune și nici de faptele rele. Că-s trei feluri de fapte în Biblie. Bune, da, intențiile noastre, rele și faptele bune pregătite de El dinainte. Eu dacă aș fi stat să zic până n-am microbus, până n-am scule, până n-am scenă, până n-am aia, n-aș fi făcut nimic cu oameni buni. Dar eu am mers pe principiu unde sunt, cu ce am, cât de bine pot pentru Hristos. Unde sunt, cu ce am, cât de bine pot pentru Hristos. Dar mai e o evanghelie de care vreau să vorbesc cu un alt Iisus al condamnării, al biciuirii și al codului vestimentar. Mai ales în bisericile tradiționale. Eram în America... Trebuia să predic în Nashville la o biserică, cu câteva zile înainte lucrasem la un prieten acolo, l-am ajutat să care niște lucruri și mi-a căzut ciocanul pe picior. N-am mai putut să-mi pun pantof în dreptul decât în stângul. Și când m-au prezentat frații după zi și noapte, am condus să ajung acolo, avem pe fratele Sani, Domnul să-l binecuvânteze, nu știu ce, cuvânt ce-o zis ei acolo. Dau să ies în culoar când mă vede păstorul, dar mai bine să stea jos că nu-i îmbrăca corespunzător, cântarea 235. Afară, în curte, după biserică. Doar stăteam și mă uitam. Frate, de la ce te uiți? Zic, mă uit la luxul și confortul în care stați. Și mă uit la inima voastră, la roadele voastre. Zic, dacă un picior lovit v-a oprit, mă gândesc și cu voi, oameni buni. Biserica condamnării, biciuirii și codului vestimentar. Dragii mei, sunt câteva evanghelii false pe care le-am întâlnit, le reiau prosperității și a confortului. Da, wealth and health, evanghelia justiției sociale, dăm guverne jos, schimbăm primării, noi trebuie să intrăm în structuri, să schimbăm. Te-a cerut Hristos asta? Nu mi-aduc aminte că Domnul Hristos a cerut să schimb lumea, ți-a cerut să faci ucenici, mare diferență. Eu am fost prins în evanghelia odată. Să schimbăm lumea, să facem și să ne ardem acolo, să ne sacrificăm pe altarul justiției sociale. Evanghelia harului ieftin, evanghelia perfecțiunii și a show-ului, care e totul despre noi, de fapt nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Evanghelia condamnării, biciuirii și a codului vestimentar.
Sunt multe evanghelii false, mulți Hristoși falsi care umblă și eu în dimineața asta îmi propun ca să vă pun niște întrebări și vouă și mie, pentru că vreau să subliniez câteva semne ale învățăturilor false, iată câteva semne ale învățăturilor false, că posibil să fi fost tu virusat și să vii la frași să spui, dar noi de ce nu facem așa? Dar noi de ce nu ieșim pe stadion? Dar noi de ce nu? Dumnezeu ne-a chemat și să pui presiune și pe tine și pe ei când familia ți-e praf. Știu mulți misionari. Știi că e o vorbă, spune că omul cu valiza plecat de acasă are viața perfectă, el știe totul, da? Ăla care e tot timpul plecat de acasă, el le știe pe toate, dar familia, casa arde și el își face freza. În cazul meu nu am ce freză să fac, dar am întâlnit unul în Austria. Copiii erau acasă, în zdrențe. Soția încerca să facă cumva să le facă de mâncare și el era misionar evangelizator. Și ne-a spus povestea lui și am spus, noi te știm pe tine. Și vrem să spunem un cuvânt din partea Domnului. Tu ai căzut de la credință. S-a șocat-o. O să aproape să sară la noi. Zice, spune Scriptura că cine n-are grijă de familia lui, s-a lepădat de credință și mai rău ca... Zic, nu ți-e rușine? Copiii acasă sunt fără papuci în picioare și tu faci misionarismul, lucrarea Domnului. Lucrarea Domnului. Biserica cea mai mică este familia ta, acolo trebuie să începi. Amin. Câteva semne, dragilor, care ne arată dacă am fost virusat sau încă suntem în adevăr. 1. Dumnezeu vrea să experimentezi tot timpul ceva nou. Ați auzit-o pe asta? Eu vă spun ca și om care am fost implicat în latura asta muzicală și de predicare și de evangelizare, este presiune pe tine ca predicator ca tot timpul să aduci ceva nou. Se numește The Novelty Spirit, da? sau Duhul Noutății sau Ispita Noutății. E unul din idolii bisericii astăzi. Tot timpul cântare nouă, tot timpul predică nouă, de tot nou, nou, frate, nou, fresh. Domnul vrea fresh, new season. Să te-am într-o zi și mă gândeam, predicasem vreo 3 ani la rând, nu știu, mi-a dat Dumnezeu harul să predic câteva sute de predici. Doamne, zic, mă duc anul, începe anul, ce să predic? Și Domnul zice, Sani, n-ai învățat nimic la Moise? Când l-am trimis a doua oară de pe munte, cu ce l-am trimis? Și zic, Doamne, cu aceleași cuvinte. Mergi și predic aceleași predici, același cuvânt. Sani, oamenii au nevoie de adevăr. Vezi, spune Scriptura că chestia asta de noutate, de a face ceva nou, e o ispită. Dumnezeu face ceva nou în tine, dar face ceva nou în tine în privința caracterului tău. Dar dacă tu ești prins în... Te uiți pe Instagram, te uiți așa, trebuie să facem ceva nou tot timpul. În familie, în casă, să schimbăm. Auzisem de unul care în timp de 2 ani de zile și-a schimbat tabla pe casă de 3 ori. Pentru că tot timpul e fresh, frate, trebuie fresh, fresh, nou. Mai știu pe unul care are întotdeauna... Tot orașul știe, tot orașul știe, a venit și mi-a mărturisit. Tot orașul ăsta știe de pocăiți, că eu am primul, cel mai nou telefon în orașul ăsta. Zice, dacă nu e nou, zice, eu intru în depresie, intru în spital. Dacă nu iau primul, zice, trebuie să fiu primul. Dacă l-a luat altcineva primul, pentru mine nu mai contează. Nou, ispita noutății. Dar vezi, Dumnezeu te cheamă la altceva, te cheamă ca să fii părtaș naturii lui Dumnezeu, spune cartea Petru 1, de la 3 la 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Deci n-ai nevoie de ceva nou, 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 nou. Moise, nu i-a dat Dumnezeu ceva nou. Doamne, cu ce mă duc? Cu aceleași cuvinte. Doamne, dar ce predic? Aceea Scriptură. Doamne, dar... Ia acolo tot ce ai nevoie. Ne-a dat tot. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Vezi, Hristos, Biblia nu te cheamă la ceva nou, ci te cheamă la altceva. Să te faci părtași firii dumnezești în fiecare zi. Amin? Amin. Un alt virus care a intrat în biserică, un alt semn, Dumnezeu te vrea fericit. Tot mai mult aud tineri care spun, frate Sani, nu sunt fericită cu el. El nu e fericit cu mine, n-are rost să ne chinuim unul pe altul, mai bine divorțăm. Pentru că Dumnezeu nu e așa, mă vrea fericită. Dumnezeu nu e așa, mă vrea fericit. Așa spuneau grecii antici, spuneau că scopul trăirii pe pământul ăsta este să țintești spre fericire. Dar Scriptura nu spune asta. Spune că scopul omului pe pământul ăsta este să țintească spre asemănare cu Iisus. Roman capitolul 8:29. Ați fost predestinați să fiți fericiți. Asemenea chipului Fiului Său. Amin. Amin. De altă parte, spune Scriptura acolo, dar am citit versetul 3. Eu vreau să vă întreb, cum a fost Fiul? Ne spune Filipeni capitolul 2, s-a dezbrăcat de slavă, a devenit rob sclav în original, da? S-a smerit și s-a ascultat până la moarte.
Deci Hristos nu vrea fericire pentru tine. Asta e o filozofie deșartă. El nu spune. Spune acolo că fericirea mea e să țin cuvintele tale, să păzesc cuvintele tale. Fericirea noastră, ca și copii de Dumnezeu, se manifestă altfel. Ce spunea Domnul Iisus? Mâncarea mea este să fac? Plăcerea mea este să fac voia Tatălui. Am alte plăceri, am alte fericiri. Nu fericirile pământului. De asta vreau să te provoc. Să nu te descurajezi când Dumnezeu te disciplinează, când spune Scriptura acolo, fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat și nu-ți dă fericire. Pun eu în paranteză. Căci Domnul îi disciplinează pe cei care îi iubește. Și îi lovește cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Să îndurați această disciplină, spune NTR-ul, pentru că Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Eu vreau să te întreb, ești bucuros când ești disciplinat? Când primești mustrare la biserică sau acasă, ești bucuros? Cum primești disciplina? Nu, eu, Dumnezeu vrea să fiu fericit. Dumnezeu vrea să fiu fericit. Cea mai mare capcană. E un alt virus care a pătruns, e un Hristos fals acolo. Un Hristos al fericirii. Dragul meu, Hristos te cheamă la altceva. Te cheamă la lepădare de sine, nu la înălțare de sine. Pentru că adevărata Evanghelie implică lepădare de sine, nu înălțare și fericire de sine. Amin. Amin. Un alt virus. Dumnezeu nu vrea să suferi. Eu vreau să vă întreb, oamenii ăștia sunt normali care predică lucrul ăsta? Eu știu un pastor în Ungaria, nu știu dacă ați văzut, cea mai mare biserică din Ungaria, care el de la amvon spunea cineva de acolo, un ungur, un prieten de-al meu, predica că numai oamenii care au păcătuit au probleme cu inima. Și șocul șocurilor e că s-a îmbolnăvit de inimă, dar n-a spus la nimeni. Și femeia din casa lui, de când făcea curățenie, după ce a fost operat, a zis la cineva, dar ce face pastorul că a fost plecat, ce da, a fost în vacanță. Îi zice enoriașul, nu, zice, a fost operat la inimă. Pentru că el, când a auzit-o, concediat-o și-o dat-o și în judecată, că l-o dat în primire. Eu vreau să vă întreb, credeți că pe pământul ăsta există suferință? Băi, uite, eu sufăr acum, am o durere de spate de el, cum am venit la Suceava și m-am grăbit să ajung. Mi-a dat Alex termen, dacă nu ești aici, la ora de... am glumit. N-am făcut așa, dar mi-e place să ajung la timp. Și asta e o mândrie. În 25 de lucrare n-am întârziat decât o singură dată și aia n-a fost din vina mea. Ce mândrie. Tata meu m-a bătut până... El era cu timp, trebuie să ajung la timp. Dar vezi, Dumnezeu zice că nu vrea să suferi, însă suferința în viața creștină, dragii mei, nu e ca și în hinduism, karma. Bă, asta ți-i soarta, te-ai născut în casta diferită, trebuie să suferi. În viața de credință, suferința e parte integrantă și cu cât știi să o integrezi mai mult în povestea și în firul larg al poveștii lui Dumnezeu cu tine, vei trece mai ușor. Iov a suferit, Pavel a suferit, Hristos a suferit, Petru a suferit, Iacov a suferit. Dragii mei, toți apostolii, unul din apostoli, decât unul singur, a murit de moarte bună, cum se zice, Ioan. În rest, toți au fost sacrificați, tăiați capul, Bartolomeu tăiat în două cu ferestrău, toți au suferit. Dar ei au integrat suferința în filmul mai mare, Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru și spre slava Lui. Amin. Așa că atunci când suferi, mulțumește-i Domnului, Doamne, îți mulțumesc și pentru momentul. Nu-mi place, dar îți mulțumesc. Te laud pentru lucrul ăsta, dar totuși își cer să mă tămăduiești. Trebuie să fii realist. Noi nu suntem chemați ca și aia carismatici din America. Nu primesc, nu mă doare. Nu, cum să nu te doare? Tu ești cu mâna ruptă și că nu te doare. Știți povestea cu pentecostalul, baptistul și carismaticul când au ajuns în iad, nu? Baptistul nu știu ce a zis, că el are, a început să citească versete, pentecostalul, băi, eu schimb atmosfera, vorbesc în alte limbi, dar carismaticul a zis, ăștia-s fraieri, proclam aer condiționat. Dumnezeu nu vrea să suferi, spunea apostolul. Da. Dragilor, am 20 de semne care spun că ai fost virusat sau nu, nu știu dacă le acoperim pe toate, dar vă citesc cât pot. Însă nu vreau să trec repede peste ele. Ascultă-mă ce spune Scriptura, 2 Corinteni 11. Suntei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în osteneli, mai mult, în temnițe, și mai mult, în lovituri fără număr,
De multe ori îmi primește de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori în călătorii. Îmi primești din periuri. Îmi primești din partea tâlharilor. Îmi primești din partea celor din neamul meu. Îmi primești din partea păgânilor, în cetăți. Îmi primești din pustie. Îmi primești din pe mare. Îmi primești dintre frați mincinoși. În ostereli, în necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi, în fric și în lipsă de îmbrăcăminte. Și lângă toate aceste lucruri, mă apasă în fiecare zi grija bisericilor. Tu vezi ce descriere are apostolul Pavel? Eu când iau pe unii, vine apostolul Jim. Cum? Apostolul Jim, care aterizează cu ultimul jet de ultimă oră, tot în costum parfumat cu slujitor pe lângă el. Ăla e apostol? Doar o mică paranteză, am mai auzit pe aici, pe acolo și sper să n-auși pe la voi. Frate Sani, am skin-ul lui Pavel. Da, skin-ul lui Pavel, spin-ul. Zic, tu ai spin-ul lui Pavel? Hai să-ți dau descrierea lui Pavel. Te compar tu cu Pavel? Ai avut tu descoperirile lui Pavel? Păi nu. Și cum poți să ai tu spin-ul lui Pavel? O vezi? Ăsta-i spin-ul meu de viață. De 25 de ani o sufăr. Crucea, frate, să nu crucea, frate. Asta nu e crucea, asta e soția ta. Crucea este lepădarea de sine. Problema e că nu poți să o iubești pentru că încă nu te-ai lepădat de sine. Tu nu ești ucenic, tu ești pocăit, păcălit, nu ești pocăit predat. Un pocăit predat se leapădă de sine. Da, Dumnezeu nu vrea să suferi, dar ascultă-mă, Iosif va suferi mult, însă ce-mi place la viața lui Iosif ca tânăr este că a ajuns în groapă, n-a mai avut unde să se uite decât la Dumnezeu. Nu și-a pierdut speranța. Vândut sclav în casa lui Potifar și apoi ispitit de soția lui Potifar, Iosif a fugit de ispită. Aruncat în închisoare pe nedrept, ce s-a întâmplat cu Iosif? Nu și-a pierdut credința. Și atunci când a fost scos afară și a fost întrebat, am auzit că tu ai mușchi mari, ești inteligent și poți să tălmăcești vise, Iosif a zis simplu, nu eu, Dumnezeu. Eurile sunt nocive. Nu eu. Din păcate, biserica e plină de euri. Eu vă spun ceva, nu vă feriți așa tare de eurile din mâncare, feriți-vă mai mult de eurile din noi și din voi. Ălea-s periculoase. Eu. Eu am dreptate. Eu trebuie să fiu primul. Eu trebuie să vorbesc întâi. Eu trebuie să am întâietate. Eu trebuie să-mi cumpăr primul. Eu. Dragul meu, hai să nu ne comparăm cu apostolii. Hai să o luăm încet. Sunt mulți de ăștia apostoli care mincinoși pe drumuri, care să cred că sunt apostoli. Apostolii fundaționali au fost doar 12. Să ne înțelegem. Noi putem avea cel mult așa lucrare apostolică, adică să mergem în misiunea în care au mers, dar nu ne putem compara cu ei. N-avem cum. N-am trecut pe unde au trecut ei. Petru a murit cu capul în jos. I-a cerut lui Nero, taie, pune-mă cu capul în jos, răstignește-mă că nu merit să fiu răstignit ca și Mântuitorul meu. Restul Dumnezeu aduce de multe ori sau permite suferință în viața noastră ca să ne șlefuiască, să ne curățe, să ne învețe. Dar Iosif, la sfârșit, spune ceva. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Nu e rău să recunoști, da, mă, situația mea era. Dar trebuie să știi să o integrezi în filmul lui Dumnezeu. Și pe tine și situația, înțelegi? Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru scopul ăsta. Am trecut pe aici ca să se vadă, ca să se vadă și să fie scăpată această națiune, această mână de oameni. Deci Dumnezeu a avut un scop în suferință. Dumnezeu nostru nu e hindus, nu e zeul ăsta fals, Allah, nu e New Age, nu e Buddha. Dumnezeu nostru face totul cu un scop. Amin? Spune Scriptura, chiar și pe cel rău l-a făcut pentru ziua nenorocirii. Dumnezeu are tot un plan. De asta te vreau să te provoc când suferi. Integrează suferința ta în filmul mai larg al lui Dumnezeu și o să vezi că altfel o să treci pe acolo. Și adu-ți aminte, de altă parte, noi știm pe toate lucrurile. Voi știți că sarea are două elemente, sodiu și încă ceva, cred că clor. Dacă le iei separat, te pot otrăvi, poți să mori. Dar împreună se anulează părțile mai rele din ele și devine benefică pentru organism. E, Dumnezeu poate să bage totul în mixerul lui, învârte totul acolo și nu mai e așa de rău. Pentru că ai încredere în el, ai nădejde, că prin orice ai trece, Dumnezeu este cu tine. Amin. Dumnezeu n-a promis că nu o să suferi, a promis că va fi cu tine și cu mine. Amin? Amin. O altă minciună care am auzit-o, Dumnezeu vrea doar să prosperi în viața asta. Îmi spunea cineva, zice,
acum vreo 5 ani și ne-ai făcut de rău breaz la pastorală. Merțan nu ai, jeep nu ai, casă nu ai, aia nu ai, aia nu ai. Eu am crezut prima dată că e glumă. Și după aia m-am trezit, mă, m-am zis, nu e glumă, ăsta chiar vorbește serios. De ce? Pentru că omul ăsta vizualiza binecuvântarea lui Dumnezeu, adică mâna lui Dumnezeu peste tine prin materiale, prin lucrurile materiale. Dar Dumnezeu nu stă în lucrurile materiale, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este pace, este bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Vreau să te întreb, ai aceste lucruri? Cine e prințul păcii? Hristos. Roada bucuriei a cui? A Duhului? Și cine e neprihănitul, Tată? Cu alte cuvinte, împărăția e când ai Trinitatea în tine. Când Dumnezeu locuiește în plinătatea Lui, când El a trimis Duhul Sfânt, zice, vom veni și vom locui cu voi, spune Domnul Iisus. Aia e părăția, nu că conduci o mașină sau alta, aia e tablă. Azi o ai, mâine nu ai. Fie Domnul lăudat că avem, slavă Lui. Amin. Dar nu stă în asta prosperitatea, pentru că eu am învățat în viață că și minusul lucrează voia lui Dumnezeu. Și vreau să te provoc la gândul ăsta. Când mai vine cineva să-ți predice pe Hristos care îți dă doar plusuri, adu-ți aminte că în viață vor fi și minusuri. Dar nu uita că și minusul Dumnezeu îl ia și îl face să lucreze pentru slava Lui. Amin? Lăudat să fie Domnul. De asta este important să înțelegi minusul în viața ta ca o unealtă a lui Dumnezeu. E greu de digerat. Mi-a luat câțiva ani să accept asta. Doamne, Lola i-ai dat frumusețe. Eu sunt mic. Ăla are păr, mie mi-a căzut părul, schel. La statură mic, picioarele le-am strâmbe. Tata mi-a mai dat, Domnul, mi-aduc aminte, când am venit în armată, tata m-a dat afară din casă, mi-a zis, vaia con Dios, du-te, dacă vrei cu Dumnezeu, dispari. Până dimineață să nu te mai văd. Am plecat la București, n-aveam unde să merg, m-am dus și am dormit la metro, la Mihai Bravo, acolo. Și am zis, Doamne, uite, ăștia cât au, înseamnă că ești cu ei, că au de toate. Eu care n-am nimic, înseamnă că mai părăsești. Dumnezeu a zis, nu. Eu nu te-am părăsit, eu nu-s mâncare și băutură, eu-s pace, îs bucurie, îs neprihănire. Dar poți să faci un lucru în minusul ăsta, mă, Sani, că tu n-ai acum unde să stai, n-ai de lucru, n-ai unde să te duci. Poți să faci un lucru, ori să te victimizezi, ori să mulțumești, să mă lauzi. Ce cale alegi? Pentru că dacă situația asta ți-a furat pacea, cum spunea fratele Isaac, Doamne, mi-a furat portofelul, ți-a furat și bucuria? Vă ajuți aminte? Dacă situația asta ți-a furat pacea, înseamnă că tu nu îl ai pe prințul păcii stăpân în viața ta. Dacă minusul ăsta ți-a furat bucuria, înseamnă că tu nu ai roada Duhului Sfânt activ în viața ta. Da, e normal să te tristezi, dar nu să rămâi în întristare, nu parca în întristare. Condu mai departe că Domnul e cu tine. Amin. De asta spune Pavel, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, ca un minus. Pentru ce? Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El, șocant, am pierdut toate. Și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Vă spun care a fost beneficiul dormirii mele la metrou. Dumnezeu m-a curățat, mi-a arătat miracolele Lui, a trimis corbii Lui să mă ajute. Au venit oameni. A venit un om într-o zi acolo la metro și s-a uitat la mine, n-am citeam Noul Testament, ci ești omul Dumnezeu? Și zic, nu știu, poate, de ce întreb? Nu știam cine. Și pentru că Dumnezeu mi-a vorbit azi noapte să vin să aduc o geacă, zice că e septembrie și va începe să plouă. Și dacă tot trece, să-ți dau și niște bocanci. Fii atent cum trimite Dumnezeu. În timpul am văzut mâna lui Dumnezeu mai mult ca niciodată. Și după câteva luni de zile, Dumnezeu m-a restaurat la o înălțime în care n-aș fi așteptat vreodată să fiu. Domnul mi-a dat resurse. Domnul s-a ocupat de mine. Nu m-a lăsat. Și nici un an de zile, în locul în care am plâns acolo la metro și am dormit în frigul ăla, Dumnezeu a născut o biserică acolo. Pentru că vezi, întotdeauna Dumnezeu are un scop mai mare. Nu te uita doar la suferința ta de moment. Uită-te scopul, Doamne, care e scopul? Când treci pe acolo, care este scopul? Că te știu. Tu nimic nu faci fără un scop. O altă minciună care am auzit-o mult de tot și vreau să o mai ating o dată, e că Dumnezeu vrea să fim în cele mai bune locuri de conducere din lume. Îmi cer iertare dacă vă jignesc cu asta. N-am găsit în scripturi niciun de lucru ăsta. Sunt câteva excepții de oameni care au fost implicați în sfera politică, Iosif și Daniel. Niciunul n-a fost în decizia lui să facă asta. Unul a fost vândut ca sclav, a fost dincolo de alegerea lui, deci n-a fost alegerea lui să ajungă guvernator al Egiptului. Și al doilea, Daniel, a fost luat ca rob. A fost castrat și dus în Babilon. N-a fost iarăși alegerea lui să facă lucrul ăsta.
Dumnezeu ce ne cheamă pe noi în Noul Testament ne cheamă simplu să facem ucenici. Dacă ne uităm la apostoli, ei ne descriu și spun așa: de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Nici mulți puternici. Iată cum era biserica primară. Nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, gunoaie ca mine, și lucruri disprețuite, bancă lucruri care nu sunt, să le nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Iată că Dumnezeu nu are nevoie să ajungi în vârful țării să te folosească. David a fost la oi. Când l-a folosit Dumnezeu pe tata lui, a pus gândul și a zis: David, vin încoace, du-te la frații tăi. Nu a hotărât David să iasă să zică: eu sunt David, am omorât leu și ursul, vreau să mă duc să mă afirm, dați-mi o scenă, ies în față, să vă arăt ce poate mușchiul meu să facă, eu sunt spiritual, vorbesc în limbi, am făcut minuni. Nu, David n-a făcut asta, a stat în slujire acolo, ascuns până Dumnezeu l-a trimis prin tatăl lui să-l aducă, l-a trimis direct unde trebuie. Pentru că Dumnezeu, când are nevoie de tine, știe unde să te găsească. Amin? Amin. Eu cunosc un caz cu un băiat care a fost director la farma. E o chestie în asta, multicompanie de asta cu farmacie, nu știu ce fac ei. Cu pastile, farma, ceva farma, îi spun. Și a zis: măi, frate, explică-și mie cum ai ajuns taximetrist. Și zice: păi vezi tu, după ce m-am pocăit, am devenit din ce în ce mai nefericit. Pentru că mi-am dat seama că mi-am investit viața în Castelul de Fildeș. 8 județe din România. Eram responsabil. Stăteam acolo sus la birou și dădeam ordine. Și am fost cel mai nefericit și am zis: Doamne, fă ce vrei cu viața mea, numai scoate-mă că nu mai pot. Zici, sunt gata să fac orice. Și Dumnezeu a zis: da, e sigur? E sigur, Vasi? Da, Doamne, sunt gata. Și știi ce a făcut omul acesta? S-a rugat și după 3 zile de post Dumnezeu a zis: fă-te taximetrist și fii evanghelistul meu sub acoperire. Și a dat demisia de acolo, de la... S-a făcut taximetrist. Și câți oameni a întors omul ăla la Domnul, eu nu știu, cu altul. În fiecare zi spune de Hristos și îmi spune: Sani, sunt mai fericit ca niciodată, nu-mi trebuie locul ăla, nu-mi trebuie muntele, nu-mi trebuie Castelul de Fildeș, vreau să rămân aici cu Dumnezeu în lucrurile smerite, că mai bine aici să faci treaba Lui. De asta, dragul meu, nu înseamnă că dacă ești sus vei avea și impact. Hristos n-a cerut funcții când a venit pe pământ, n-a zis: faceți-mă primarul Ierusalimului. Nu, el a slujit acolo, în locul în care a fost, ești student, fii sare și lumină. Ești inginer, fii sare și lumină. Te ocupi de vânzări de fructe, fii sare și lumină. Faci altceva, fii sare și lumină. Și Dumnezeu te va promova când va avea nevoie de tine la vremea potrivită. Spunea A.W. Tozer, un scriitor fantastic creștin, probabil a citit din cărțile lui: fă-ți școală, zice, fă-ți facultatea, fă-ți și masterul, fă-ți și doctoratul, dar nu-i le aduce Dumnezeu să-i le bagi în ochi. Pune-le la picioarele crucii și dacă El consideră că are nevoie de ele, le va folosi. Ai înțeles? Nu abilitățile mele, ci puterea Duhului Sfânt în noi. Amin? La două terminăm? Pune tot ce ți-a făcut. Sunt pe la 6 decât. Rămânem la 6. Am 20, nu ne ajunge. Dumnezeu ne-a chemat să cucerim lumea. Asta am menționat. E una din cele mai mari minciuni care am crezut-o în anii de studenție. Nu dormeam, mă sacrificam non-stop, aveam telefonul deschis întotdeauna, trăiam în duhul lui Yes Man. Aveam sindromul mesianic, credeam că salvatorul lumii, până am făcut hepatită de atâta oboseală. Dumnezeu nu ți-a cerut să cucerești lumea, lumea va fi cucerită de Hristos Iisus când va veni. Dumnezeu ți-a cerut și ție și mie să mergem în toată lumea, să facem ce? Ucenici. Învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, nu povești. Pentecostale, baptiste, creștini după Evanghelie, ortodoxe, catolice, reformate. Eu vă spun ca unul care, cu respect, am fost în zona ortodoxă și știu cât a trebuit să curețe Dumnezeu prin cuvânt în mine. Credeți-mă că și eu credeam că sunt spiritual. Știți ce mi s-a ridicat părul pe mână când mă închinam la paraschivă? Când îl pupam pe Sfântul Anton la catolic, știi cum mi simțeam o străpungere prin trup? Uu! Dar nu era Domnul. Era doar rece cimentul. Șapte. Suntem chemați să facem semne și minuni ca o dovadă că Dumnezeu e cu noi, frate Sani. Unde sunt semnele? Vorbirea limbi, unde sunt minunile? Au nebunit mulți acum, mulți.
A venit unul la Cluj la un pastor și a zis: nu mă las până unul, nu vă fac pe voi biserica asta ca grupul ăla. Nu mai prorociți să zboare de aici încolo și vorbiri în limbi. Și a zis pastorul: cât sunt eu aici, n-ai să vezi din astea. Pentru că nu vii să le faci cu o inimă bună. Dragul meu, semnele și minunile nu sunt un semn că un om este pe calea lui Dumnezeu. Vreau să te șochez. Eu am văzut semne și minuni în vrăjitorie, oameni buni. Am văzut oameni care vorbeau cu morți și morții le răspundeau. Am văzut pe bunica mea când dădea blestem în porumb și citea în argint. Am văzut vrăjitoarea din satul meu din Iași, cum i-o citit lui maică mea și i-o zis: anul ăsta îți moare tata, îți moare un cumnat și vă moare un nepot. 3 bucăți s-au dus într-un an de zile. Am văzut minuni și semne. Am auzit de cum mergeau la ușa vrăjitoarei papucii și dansau să ridicau în aer. Am văzut multe lucruri cum se mișcă. Am văzut semne și minuni. Faptul că un om face semne și minuni nu înseamnă că e de la Dumnezeu. Pentru că există Dumnezeu și există și diavolul. Și Biblia spune, Domnul Hristos cu gura lui, vremurile din urmă vor face semne mari în cer și pe pământ, ca să înșele chiar și pe cei aleși. Dar sunt atâta de mulți pocăiți, naivi, creștini, care dacă văd un semn, ei cred că Dumnezeu e cu ăsta. Și ăla trăiește în păcat. Eu știu oameni care trăiau în curvie, dar făceau semne. Ia uite ce îl cereau frații Domnului Iisus lui Iisus. Ioan 7:3-5. Pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să te vadă și ucenicii tăi, să vadă lucrurile pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns. Cu alte cuvinte, afirmă-te, mă, Iisuse, găsește-ți o scenă, cum să stai tu la Zalou, mă, du-te, mă, la Cluj, mă, du-te, mă, în partea la Oradea, scenă mare, mă, du-te la Arad, du-te, mă, afirmă-te, mergi, mă, arată ce poți, încoardă-ți mușchii, fă niște semne să te creadă lumea. Dacă faci aceste lucruri, îi spun fraților, arată-te lumii. Demonstrează-te că nici frații lui nu credeau în el. Și un verset mai încolo: și Iisus s-a dus în munte să se roage. Ce-mi place de Domnul, ce-mi place de Domnul. Și spune Scriptura: iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: atenție, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Cu alte cuvinte, ați trăit în păcat și ați făcut minuni, dar nu le-ați făcut prin puterea mea. Pentru că eu n-am căutat minuni la voi, am vrut un caracter cristic. Am vrut roadă dumnezeiască. De asta, dragul meu, cea mai mare minune în viața unui om este roada dumnezeiască. Este natura lui Dumnezeu. Nu sunt minunile. Eu am văzut minuni. Eu nu predic împotriva minunilor, omule. Dumnezeu a făcut minuni și prin mâinile astea. Copil care s-a născut torp și acum vede. Dar Dumnezeu le-a făcut, nu eu. N-am un buton aici cum sunt carismatici și când proclam eu vindecare să vindec. Nu există așa ceva. Noi strigăm către El: Doamne, îndură-te și facă-se voia Ta, dar tere-mi, Doamne, îndură-te și ai milă de acest om. Și Dumnezeu, în îndurarea Lui, decide El când lucrează. El decide când vindecă. El decide când îți slăvește numele. Odată eram amărât, aveam un Golf, prima mea mașină, la 35 de ani, și îmi zice unul: Sănică, ești jos de tot spiritual, fratelu. Proclamă, Doamne, proclam Audi Q4 și mâine să vezi că așa va fi. M-am uitat la ăsta și am zis: bă, de unde l-ai luat pe Hristos ăsta? Zice: n-ai auzit de El? Păi zice, noi când proclamăm, e ca și cum ar proclama Dumnezeu. Cuvântul, poate ați auzit-o pe asta, filozofia americană, da? Deviată. Cuvântul lui Hristos în gura mea e ca și cuvântul lui Dumnezeu în gura Lui. Trezește-te. Cum poți să predici așa ceva? Păi ce, tu ești Dumnezeu? Unul din pastorii americani, Kenneth Copeland, chiar a zis, când citesc despre Hristos, că zice: I am, eu sunt, zâmbesc în mine și zic și eu: eu sunt. Eu sunt un Iisus pe pământul ăsta. El a început să creadă că e Hristos. Biserica carismatică și marea lor greșeală care a fost, este că au început să se creadă niște mici Hristoși pe pământ, care la cuvântul lor creează. Dragul meu, noi nu putem crea. Dumnezeu creează. Tu nu poți să faci să crească o mână și un picior, aia doar Dumnezeu face. De asta, noi suntem chemați să mergem în natura lui Dumnezeu și minunile le face Dumnezeu la vremea potrivită. Amin? Amin. Amin. Suntem la 7. Mai citesc una să fie 8 complet? Hai, du-te până la 5. Mulțumesc. Altă minciună. Dacă e supranatural, sănică, înseamnă că sigurile de la Domnul. Mi-a spus cineva asta. Dacă e supranatural, înseamnă că sigurile de la Domnul. Zice, numai Dumnezeu poate să dea cu oameni pe jos. Desigur a fost Duhul Sfânt aici.
Dar eu am vorbit cu oamenii după cu tine respectiv și am zis: aș vrea să-mi spui ce s-a întâmplat cu tine. Hai, pe mine nu mă interesează că ai căzut pe jos, pe față, pe spate, e pentru mine egal, poți să cazi într-o parte. După căderea asta pe jos și ce-o pusă la mâna peste tine, care-i dorința ta cea mai mare? Să mă duc să fac minuni. Opa! Am crezut că dorința ta cea mai mare e să citești cuvântul. Dorința ta cea mai mare e să te sfințești. Dorința ta cea mai mare este frica de Domnul. Dar tu îmi răspunzi că vrei să faci lucruri extraordinare. Știi ce? Dă-mi voi să spun ceva. Cred că n-ai fost atins de Duhul Sfânt, pentru că treaba Duhului Sfânt în viața ta de al cheamă Sfânt. E Duhul Sfânt. Nu este Duhul Puterii. Nu este Duhul Minunilor, cu toate că El face minuni. De Duhul Sfințeniei îl numește Pavel. Cadoș îl numește Pavel în roman. Dar Duhul Sfințeniei, 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 El vrea să-ți sfințească viața. Asta e rolul Lui. Oamenii aceștia, spune Pavel 2 Corinteni 11, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli al lui Hristos. Și nu-i de mirare că și chiar Satana se preface în înger de lumină. Atenție la contactul cu îngerii. În numele Domnului Iisus vă rog frumos, nu contactați îngeri. Știu oameni care au spus, mi-a vorbit îngerul cu tare, îngerul cu tare. Un predicator în America i-a spus că îngerul Emma i-a vorbit, era femeie. Biblia ne spune că îngerii n-au sex. Înțelegeți? I-a vorbit îngerul Emma lui și a făcut o mare trezire în Florida. Dar în timpul trezirii ăstea, tatuatul ăsta, în Florida, el trăia cu secretara. Da, a zis, bă, și David a păcătuit, eu de ce n-aș face-o? Îngerul Emma îmi dă voie. Satana se preface în înger de lumină, adică vine într-o aparență înșelătoare. Nu e mare lucru dacă chiar și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, cu alte cuvinte. Cum îți dai seama că este un fals? Vorbește de neprihănire, dar nu trăiește, simplu. Înțelegeți? Cu ceva timp în urmă am fost într-o tabără și un băiat de 160 de kg, 65 de kg, mi-a prezentat 4 diete. După 10 minute l-am oprit. L-am ascultat cu mare interes, am vrut să vă țin în mintea lui. Și am zis, mă, nu te supăra, uite-te puțin la mine. Tu crezi că eu am nevoie de ce-mi spui tu mie? Eu am 70 de kg, mă omul. Arăt eu, m-ai văzut pe mine vreodată ca tine? Da, dar să spun, asta e tare de tot funcționează. Păi nu funcționează, uite-te la tine, mă, dragul meu. Dar zice, dar tu ce dietă ții? Dieta aia simplă, poți și rugăciune. Predică ceva care nu trăiesc. Ei predică sfințenia, dar nu o trăiesc. Ăia sunt slujitori falși. Predică și nu trăiesc. Spun, dau sfatul și sfătuiesc, dar nu practică în viața lor. Ei nu practică neprihănirea. De aia spune Hristos, depărtați-vă de la mine toți cei care n-ați practicat neprihănirea. Pentru că neprihănirea se practică în fiecare zi. Amin. Erau doi doctori care îi numea la fel. Distanțe diferite, trei case unul de altul. Unul era creștin și unul nu era creștin. Unul mai și predica din când în când, altul nu. Și într-o noapte unul împușcat ajunge pe strada lor și știa că doctorii ăștia stau acolo. Și bate la ușă și bate la ușă, nu-i răspunde nimeni și se deschide ușa într-un moment, la un moment dat. Și zice, scuză-mă, iartă-mă, ajutor, ești doctorul ăla care predică? Zice, nu, eu sunt doctorul care practică. Că se vor scula proroși mincinoși, Hristoși mincinoși, proroși mincinoși, vor face semne mari până acolo să înșele dacă va fi cu putință ca și pe cei aleși. Dragul meu, ascultă-mă, minunile sunt extraordinare, dar lasă-le pe seama lui Dumnezeu. Eu când mi-am văzut de credincioșie, am păzit cuvântul, am stat în părtășie cu soția mea, am stat în transparență maximă cu partenerul meu de viață, în unitate cu autoritatea, Dumnezeu făcea minuni și nu am făcut nimic. Odată eram în Transnistria la Ruș și lăudam pe Domnul, veneam după o zdrobire puternică, în una din nopțile le-am căzut la pământ și am zis, Doamne, nu mai pot. Făceam 100.000 de kilometri pe an, nu dormeam, nu mâncam bine, n-aveam unde să dorm, o săptămână, două, stăteam mai cu șervețele umede, n-aveau dușuri, n-aveau toalete. Și la un moment dat îi zic, Doamne, eu nu am nimic să le dau la oamenii ăștia. Și Domnul mi-a zis, tu n-ai, dar eu am să le dau. Tu doar fii credincios, predică cuvântul. Și în timp ce predicam cuvântul, n-am apucat să mă rog pentru bolnavi, atenție, urma să zic amin și să mă rog. Și deodată sare un rus în sus cât poate, de vreo 40-50 de ani, și striga și întreb, ce s-a întâmplat? Zice, a venit surd și acum aude. Pentru că atunci când tu predici cuvântul și îți vezi de viață, îl trăiești cuvântul și îl practici cuvântul, Dumnezeu însoțește mărturia și predicarea ta cu semne și minuni. Nu-i treaba ta. Și am zis, Doamne, nu-i normal.
nici nu mai lăsa să pun mâna pe el, nici nu mai lăsa să mă rog. Îți dai seama? Domnul n-așteaptă după tine, Domnul face când vrea El, amin? Amin. Nu, dacă face minuni, se vor întoarce la Dumnezeu. Ați auzit-o și pe asta? De ce nu avem minuni și semne? Asta e problema generală, mai mult a zonei penticostale și carismatice. Biblia ne confirmă că minunile predicate fără cuvânt nu au întors pe nimeni. Dimpotrivă, unii cu tot cu minuni nu au crezut. Uită-te la poporul evreu, voi credeți că a avut cineva, a văzut minunea mare ca evrei? Să vezi tu Marea Roșie despărțită în două. Să vezi tu plăgile din Egipt și să nu crezi. Cum vi se pare asta? Eu personal știu un om din Timișoara vindecat de leucemie și a zis: mulțumesc frumos, Iisuse, eu mă duc la treaba mea. Bogatul a zis: rogu-te, părinte Avraame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și în acest loc de chin. Adică, Doamne, eu cred că prin minuni frații mei se vor întoarce. Avraam a răspuns: au pe Moise și proroci, adică Sfânta Scriptură. Să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, că dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Păi dacă vei face o minune, se va pocăi. Mi-a zis una dată: dacă îmi vei da o prorocie, mă voi pocăi. Dacă văd o minune azi cu ochii mei, mă voi pocăi. Și am zis: cea mai mare minune, știi care e în fața ta acum? E minunea lui Sani Trank. Un om de la un pierdut, un tânăr fără orizont, un tânăr pierdut, Dumnezeu l-a transformat și l-a adus în părtășie cu el. Asta e cea mai mare minune de care tu ai nevoie. Și ce spune Avraam? Avraam i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Atunci ce mai vorbim de o vindecare de ureche, de cap? Aia nici nu... Dacă nici învierea din morți n-au crezut-o. Încă o minciună. 10. Nu trebuie să-ți mărturisești păcatele pentru că sunt iertate. Cu precădere, un predicator din Singapore, Joseph Prince, care predică Evanghelia Hyper Grace-ului. Deci nu ne mai ajunge harul ăsta care l-a avut și Pavel și Petru. E un alt fel de har, mai special, e deja hyper. Și filozofia acestor oameni, pentru că am studiat, am stat și m-am studiat, am avut și colegi, din păcate, care au fost prinși în doctrina asta. Filozofia lor e simplă. Nu-ți mai mărturisi păcatele. Eu mărturiseam: Doamne, iartă-mă dacă săptămâna asta am avut bun. Și bă, ce faci? Îl jignești pe tata? Cum adică îl jignezi pe tata? Păi îl ofensezi. Cum adică tu îți mărturisești păcatele? Gata, Dumnezeu a murit pentru toate păcatele trecute, prezente, viitoare. Dar Scriptura, dragul meu, niciunde în Biblie nu promite Dumnezeu că va ierta un păcat nemărturisit. Dacă ne mărturisim păcatele, 1 Ioan 1:9, El este credincios și drept să ne ierte ce? Păcatele, și să ne curățească de orice nelegiuire. Cel care își mărturisește păcatul și se leabădă de el va căpăta îndurare. 11. Nu trebuie să-L vestești pe Dumnezeu cu oricum oamenii să pocăiesc. N-are nimeni nevoie de tine, așa mi s-a spus mie. Bă, omule, nu vă mai chinuiți, mă, la învoane. Și cu voi, mă. Ăia care sunt aleși se vor pocăi, nu trebuie să faceți voi aici tam-tam. Dar omul ăsta n-a înțeles un lucru, că Dumnezeu, care mântuiește, a decis și mijlocul prin care să fie mântuiți oameni, adică prin predicarea Evangheliei lui Hristos, prin cruce. Și spune Scriptura așa: dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără un propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: ce frumoase sunt picioarele care vestesc pacea acelor ce vestesc Evanghelia. De fapt, Hristos, spunea Pavel în Corinteni 1, de la 17 la 18, m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zădarnic, atenție, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Amin. Iată că poți fi calvinist, armenianist, nu-mi pasă. Eu spun ceva. Dumnezeu, care a hotărât să fim mântuiți prin Fiul lui Hristos, a creat și unealta, și unealta este predicarea cuvântului Evangheliei, crucea lui Hristos, jertfa lui mântuitoare. De asta trebuie să predicăm și trebuie să vestim. Chiar dacă nu ești chemat ca și mine, să o faci ca vocație. Acolo unde ești, fii vestitor. Spune, ca și gadareanul ăla, ce ți-a făcut Dumnezeu ție. Amin? Amin. Altă minciună: dacă nu simți, înseamnă că Dumnezeu te-a părăsit și nu mai e cu tine. Și Biblia spune, El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul e ajutorul meu, nu mă voi teme ce mi-ar face. Prea mulți în biserică, și eu am văzut, și aici și în alte părți, așteaptă să simtă ceva. Dragul meu, închinarea este ascultare. Lauda la adresa lui Dumnezeu, un act al voinței.
M-a întrebat cineva, mă, în ăștia 25 de ani, cât ai cântat tu și ai slujit pe Domnul, prin muzică în general. Când ai simțit, cam de câte ori procentul de la 1 la 10? Sau 1 la 100? Și am zis așa, 99,99,99, n-am avut niciun sentiment, nicio emoție când m-am urcat pe scena aia. Și cum? Eu știu că închinarea mea e un act al voinței mele, e o decizie care o fac. Lauda la adresa lui Dumnezeu e un act al voinței, o decizie. Dar după ce am implicat voința mea și rațiunea mea și l-am lăudat bazat pe adevăr, au venit și emoțiile, au venit și sentimentele. Dar nu mă bazez pe alea, pentru că acum sunt, mâine nu sunt. Acum o iubești, mâine nu mai sunt să o iubești. Ce faci? O dai afară din casă? Mâine iar o aduci de la bunica? Iar o dai gata, tu pleacă, că nu te mai... Nu mai simt. Dragul meu, noi nu suntem chemați să fim oameni ai sentimentelor. Așa cum spune Adina de multe ori, când las sentimentele să conducă, vei face accident. Emoțiile sunt impulsuri, de așa. De 1000 de ori pe zi simți că o iubești și nu o să mai simți că o iubești încă de vreo 1000 de ori. Dar dragostea nu e un sentiment, dragostea e o umblare și o decizie, amin? Așa că lasă sentimentele, n-aștepta să simți să ridici mâinile. Ridică o mână în sus în act de credință, în act de ascultare. Doamne, te recunosc, Doamne, te laud, Doamne, bazat pe adevărul tău, îți mulțumesc că ești prezent. Dragii mei, eu am crescut cu o formațiune americană în Craiova și vreau să vă spun doar atât. La începutul credinței mele era un mix între baptiști, creștini după Evanghelie și reformați. Și ăștia știi cum s-o rugă cam așa. Doamne, Tată din ceruri, îți mulțumim că ești prezent aici cu noi și ne vei da înțelepciune. Amin, amin. Și începeau părtășia. Eu tot timpul mă gândeam, bă, omule, venit la ortodox. Ce rugăciuni scurte au pocăiți ăștia. Și fii atent, ăștia chiar cred că Dumnezeu e cu ei și e în mijlocul lor. Și oameni buni, chiar era. Ei nu munceau în rugăciune să-L aducă pe Dumnezeu, pentru că ei credeau că Tata e cu ei. Amin? Amin? Domnul este prezent aici, pentru că Duhul Lui este în noi. Nu trebuie să muncim, Îl avem pe Ava, Tată, cu noi. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Dobrim? Mai sunt trei. Mai aveți răbdare? Trei mai sunt. Da. Dacă nu vezi semne și minuni, înseamnă că Dumnezeu nu-i prezent. Mai devreme am spus că dacă nu aveți semne și minuni, nu o să ne creadă alții propovăduirea Evangheliei. Dar Dumnezeu este prezent, pentru că Scriptura spune în Daniel 9:23, asta trec repede, când ai început să te rogi, ai ieșit cuvântul și o vin să ți-l vestesc, că știu, ești prea iubit și scump. Când ai început să te rogi, Tata deja aude. Nu trebuie să se întâmple, și vă dau un exemplu. Eram la școală anul 2 la teologie și mi-aduc aminte că aveam nevoie urgent de un cuvânt de la Domnul și noaptea am zis, dacă nu-mi scrii pe tavan prin îngerul tău, eu nu mai fac nimic aici, rămân. Și m-am rugat și nimic. Și la un moment dat, pe la 4:30 dimineața, m-am frustrat și m-am culcat. Și în timp ce dormeam, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu mi-a adus aminte un cuvânt din Scriptură, că așa vorbește Domnul cel mai direct. Și am știut ce am de făcut. Cu altă ocazie, cineva îmi propunea o lucrare. Zice, suntem cei mai vizionați, avem cea mai mare lucrare de evangelizare. Cei mai, hai cu noi să facem treabă. Și odată, în timp ce ascultam, Duhul Sfânt mi-a dat un cuvânt. Tot din Scriptură. Îmi plăcea ce spunea un pastor american și vă spun și eu vouă. Nu mai căuta o voce să-ți vorbească, caută un verset. Amin. La asta n-a zis amin. Amin. De ce? Pentru că, dragul meu, eu am învățat că atunci când deschizi Scriptura, Dumnezeu își deschide gura. Când eu închid Scriptura, Dumnezeu închide gura. Pentru că El deja ne-a spus aici tot ce avem nevoie cu privire la viața și evlavia noastră. 13. 14. Dacă nu merge bine, sunt blestemat. Ați auzit-o pe asta, filozofia asta? Ați auzit-o, da sau nu? Bă, nu știu, Sănică, la toți ne merge bine. Casa, casă, business-ul, business, copiii sănătoși, ai mei, tot timpul bolnavi, tot timpul nu se ajunge, tot timpul din datorie în datorie, credit în credit, împrumut. Eu am ajuns la concluzia asta, că eu sunt blestemat. Dar Biblia spune așa, că suntem chemați să rămânem în credință. Gândește-te la răbdarea lui Iov. Și Iov a crezut că e blestemat, până a venit Dumnezeu și i-a luminat mintea și a zis, Doamne, iartă-mă, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva planului Tale. Și chiar dacă diavolul mă atacă, chiar dacă cel rău vine împotriva mea, Tu poți să ieși în momentul ăsta să-l transform spre slava numelui Tău, amin? Amin. Și spre binele meu. Ultimul, dacă e greu drumul și am lupte, înseamnă că Dumnezeu nu m-a chemat și nu mai e de mult cu mine. Da, nu-i ultimul. Dar eu vreau să vă întreb, dragii mei, după ieșirea din Egipt, evreii au dus o viață ușoară? A fost chemarea lui Dumnezeu să iasă? Da. Și ce au pățit pe drum? Doar așa să ne gândim.
Nu înseamnă că dacă ai lupte, bă, frate, Sani, zicea unul, tot a fost perfect, mă, deci la linie, eu n-am făcut nimic, doar am stat și m-am uitat. Vreau să aduc aminte că și diavolul deschide ușa. Iona e chemat de Dumnezeu, fuge de Dumnezeu și deodată îți deschide ușa. Fii atent, mă, cum le aranjează Domnul. Am găsit și corabie, au și bilet, pot să cumpăr, că am banii la mine, îi mâna Domnului. Să fug de el. Pocăiții care merg pe uși deschise și diavolul deschide ușa, ai grijă. Pavel zice, cu toate că mi se deschisese o ușă mare în Domnul, pentru cuvânt, n-am avut liniște în Duhul meu, atenție. Ușa deschisă din exterior nu-i peste mărturia Duhului din interiorul tău. 16. Unii oameni sunt mai special, trec repede peste ăștia ca să le terminăm. Roagă-te, Sani, tu pentru mine că ești mai special, frate Ruben, roagă-te. Dragul meu, Dumnezeu ascultă pe toți care cer, care caută. Cere, caută și bate. Îndrăzneala pe care o avem e că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. 17. Mă duc să primesc ungerea transferabilă. Ăsta e neapărat, trebuie să vă zic. Îs șocat cât de naivi sunt unii oameni. Să duce să-i transfere, dar îi zic, nu, mă, omule, ce să zice? Sani, pune mâna, că eu cred că dacă pui mâna, mi se transferă toată ungerea ta de 25 de ani. Ce zici, mă, omule, tu crezi că suntem calculatoare? Eu, mâna mea e cablu, vine la mine, la tine. Nu că Pavel l-a făcut, că... Stai, stop. Ilie cu Eliseu, stai, stop. Moise cu... Stai, stop. În ce cadru al relației Moise cu Iosua? Cât l-a slujit Iosua pe Moise? 39 de ani. Pavel Timotei, mentorare. Ilie Elisei, mentorare. Da, în cadrul ăla, Dumnezeu permite că atunci când ucenicul umblă după învățător, învață de la el, vine din ungerea de pe el. Dar nu că vin eu azi, Sanitan, că ești de mine. Ungerea nu-i transferabilă, omule. Pentru că ungerea ți-o dă doar cel Sfântul Ioan 2 cu 27, că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi. Ungerea care ați primit-o de la el, nimeni nu-ți poate da ungerea. Du-te și stai în cuvânt, pentru că cuvântul ăsta e deja uns. De multe ori m-am întrebat oamenii, mă, de ce când tu cânti, de ce când tu, bă, nu știu, n-am făcut nimic special, dar ce ai făcut? Am rămas în cuvânt, eu am capitolul 15. Că știu că cuvântul e deja uns, nu trebuie să-i ceri Dumnezeu să binecuvânteze lucruri, trebuie să rămâi tu în lucrurile binecuvântate de el. 18. Dacă nu ascult o prorocie și o testez, Dumnezeu mă pedepsește, atenție. Sunt mulți din ăștia. Păi, dar mi-a vorbit Duhul Domnului, frate, sar. Dacă mi-a zis să iau pe urâta asta, ce să fac? E voia Domnului, gata, îmi place, trebuie să mă supun. Dar Biblia zice, testați prorociile, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dragul meu, te judecă Dumnezeu dacă nu testezi prorocia. Pentru că Dumnezeu zice, testează prorocia. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci testați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, pentru că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 19. Nu fac când de ajuns. Alex, cred că e și pentru tine asta. Trebuie să fiu mai vizibil, trebuie să fac mai mult pentru Dumnezeu. Trebuie să mă zbat până faci ca să ai trangă și faci, ai făcut hepatit la ficat. Și după aia m-am pocăit, Doamne, m-am pocăit. Odată mi-aduc aminte într-o seară, mă uit la Adina și spun, Adina, în seara asta am hotărât să nu salvez lumea, vreau doar să mă culc. Și ce, în sfârșit te-ai eliberat Dumnezeu. Ați auzit de păstori din ăștia care ei nu închid telefonul? Suferă de sindromul mesianic, să cred Mesia, vor salveze planeta și cerul și pământul și pe toată lumea. Dragul meu, nu ne putem salva nici pe noi, spunea un păstor american. Între 20-30 de ani am încercat să salvez lumea, n-am reușit. Între 30 și 40 am încercat să-mi salvez familia. Între 40-50 am încercat să salvez prietenii, n-am reușit. Acum încerc să mă salvez pe mine. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Hristos. Și ultima, trebuie să dau sămânță financiară să fiu bogat. Ați auzit-o pe asta? Altă evanghelie. Falsă. Scriptura spune așa în Luca 8, de la 5 la 11. Sămânătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum, a fost călcat în picioare, a mâncat-o păsările și Domnul Hristos le tălmăcește și spune așa. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu.
Dragul meu, ce faci tu, că de-aia e dărnicie, nu poți să o numești sămânță. E dărnicie și dărnicia e bine primită înaintea lui Dumnezeu. Îi zice lui Corneliu, rugăciunile și milostenile tale au ajuns la cunoștința lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze, dar vreau să spun, dacă ai identificat vreuna din aceste învățături, ai fost virusat, e timpul să te întorci la antidot. E unul singur. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. E stop acolo în original și continuă. În toată înțelepciunea, sfătuiți-vă și învățați-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă și cântări domnicești, cântând cu mulțumire în inima voastră lui Dumnezeu. Iată că un om plin de cuvânt are și înțelepciune, are și sfătuire, are și laudă la adresa lui Dumnezeu și cântă psalmi și cântă cântări domnicești. Are și o inimă mulțumitoare, e plin de viață, de bucurie. De ce? Pentru că toate învățăturile alea false lui nu-i trebuie. El vrea un singur lucru. Unde e Hristos, Domnul, să fie și El. Amin. Amin.